Locomoția sau mișcarea asigură posibilitatea de deplasare a omului în mediul său de viață, mărindu-i astfel orizontul de cunoaștere. Locomoția implică următoarele componente: oasele, articulațiile și mușchii. Sistemul osos reprezintă totalitatea oaselor din organism. Dacă oasele își respectă poziția lor naturală, legate fiind prin articulații, nu mai vorbim de sistem osos, ci de schelet. Scheletul uman al unui adult are în componența sa un număr de aproximativ 206 oase. Știai că la nou născut oasele sunt mai numeroase, dar ulterior, prin sudarea unora, se ajunge la numărul de oase specific adultului? Scheletul este structurat în următoarele regiuni: scheletul capului, scheletul trunchiului și scheletul membrelor. Scheletul capului cuprinde neurocraniul și viscerocraniul. Neurocraniul adăpostește encefalul și este alcătuit din 8 oase, 2 perechi, oasele parietale sau ale bolții craniene și oasele temporale sau oasele tâmplelor, cum sunt denumite. Oasele neperechi sunt frontalul sau osul frunții, occipitalul, etmoidul și sfenoidul. Etmoidul este situat în spatele frontalului și ia parte la formarea orbitelor și ale fostelor nazale. Sfenoidul are formă de fluture cu aripile întinse și este localizat posterior etmoidului. Viscerocraniul formează oasele feței și are în componență un număr de 14 oase, dintre care amintim maxilarul, mandibula, aceasta fiind singurul os mobil din organism, mobilitatea datorându-se tipului de articulație cu neurocraniul, oasele zigomatice care formează pomeții obrajilor, oasele nazale care contribuie la formarea piramidei nazale. Scheletul trunchiului, așa cum ați învățat la zoologie și la om, ca la toate mamiferele, este alcătuit din coloană vertebrală, stern și coaste. V-ați întrebat vreodată cât reprezintă coloana vertebrală din lungimea corpului vostru? Procentual, ea reprezintă aproximativ 40% din lungimea totală. Coloana vertebrală, axul nostru scheletic, este alcătuită din 33-34 vertebre. O vertebră tip are următoarele componente: corpul vertebral, partea cea mai voluminoasă, arcul vertebral, apofizele, care sunt proeminențe osoase ce contribuie la inserția mușchilor, și orificiul vertebral. Prin suprapunerea orificiilor vertebrale se formează canalul vertebral, care adăpostește măduva spinării. Cele 5 regiuni ale coloanei vertebrale sunt cervicală, toracală, lombară, sacrală și coccigiană. Regiunea cervicală este alcătuită din 7 vertebre libere. Primele două vertebre cervicale, atlas și axis, au o structură aparte. Atlasul, care amintește de titanul din mitologia greacă care purta pe umerii săi bolta cerească, este sudat de craniu, iar împreună cu axisul asigură mobilitatea capului. Numărul de vertebre cervicale este constant la toate mamiferele, diferă doar dimensiunile acestora. Deși la prima vedere este greu de crezut, gâtul nostru este format din tot atâtea oase ca și gâtul girafei. Regiunea toracală este alcătuită din 12 vertebre libere tipice. Regiunea lombară prezintă 5 vertebre libere. Regiunea sacrală este alcătuită din 5 vertebre sudate ce alcătuiesc osul sacru, de formă piramidală. Regiunea coccigiană este alcătuită din 4-5 vertebre rudimentare, care prin sudarea lor alcătuiesc osul coccis. Coccisul se consideră a fi o rămășiță a cozii menținută de-a lungul evoluției speciei umane. Între vertebrele regiunilor cervicală, toracică și lombară sunt dispuse discurile intervertebrale,
care sunt alcătuite din țesut cartilaginos. Știai că datorită acestora înălțimea omului variază în timpul zilei, dar și pe parcursul vieții? Dimineața. Suntem cu aproximativ un centimetru mai înalți decât seara. Stațiunea bipedă, activitățile desfășurate în timpul zilei, fac ca greutatea corpului nostru să taseze discurile intervertebrale. În timpul somnului, coloana vertebrală revine la lungimea inițială. Tasarea discurilor intervertebrale se produce irreversibil, odată cu înaintarea în vârstă. După 40 de ani, se pare că scădem cu aproximativ un centimetru la fiecare 10 ani. Vă este cunoscută afirmația bunicilor voștri: în tinerețe am fost înalți, dar după 40 de ani am intrat la apă? Revenind la coloana vertebrală, ea nu este ca o tijă dreaptă, rigidă, ci prezintă curburi, care îi conferă o formă de litera S. Rolul acestei duble curburi este de a amortiza șocurile în timpul mersului. Dacă ea ar fi rigidă și dreaptă, ar însemna că la fiecare pas sau săritură, șocurile provocate să se propage spre creier. La naștere nu este prezentă încă dubla curbură. La aproximativ 3 luni de viață, când nou-născutul începe să-și ridice capul, apare curbura cervicală. Mai târziu, la aproximativ 6 luni de la naștere, când începe să stea în poziția așezut, apare curbura toracală. Când începe să meargă, apare curbura lombară. Sternul sau osul pieptului este un os nepereche, lat, care contribuie la formarea cutiei toracice ce adăpostește inima și cei doi plămâni. Coastele, în număr de 12 perechi, sunt formațiuni osoase semicartilaginoase de formă arcuată. După modul lor de articulare cu sternul, sunt grupate în coaste adevărate, coaste false și coaste flotante sau libere. Coastele adevărate sunt primele 7 perechi, care se articulează fiecare separat, direct cu sternul. Coaste false sunt următoarele 3 perechi, care își unesc cartilajele și se articulează în același loc cu sternul. Coastele flotante sau libere sunt ultimele 2 perechi, care nu se articulează cu sternul. Regiunea toracică a coloanei vertebrale, împreună cu coastele și sternul, formează cavitatea toracică, care este separată de cavitatea abdominală prin mușchiul numit diafragmă. Scheletul membrelor. Scheletul membrului superior cuprinde scheletul centurii superioare, numită și centură scapulară, și scheletul membrului propriu-zis. Centura superioară leagă oasele membrului superior propriu-zis de scheletul trunchiului. Este alcătuită anterior din claviculă și posterior din omoplat, numit și scapulă. Scheletul membrului superior propriu-zis cuprinde scheletul brațului, scheletul antebrațului și scheletul mâinii. Scheletul brațului este format dintr-un singur os lung, numit humerus. Ulna și radiusul formează scheletul antebrațului. Știați că scheletul mâinii are în componența sa 27 de oase? Scheletul mâinii este alcătuit din 8 oase carpiene, care formează scheletul încheieturii mâinii, 5 oase metacarpiene, care formează scheletul palmei, și oasele degetelor, numite falange, în număr de 14, câte 3 falange pentru fiecare deget, excepție face pollicele sau degetul mare, care este alcătuit doar din 2 falange. Scheletul membrului inferior cuprinde scheletul centurii inferioare, numită și centură pelviană, și scheletul membrului inferior propriu-zis. Centura inferioară leagă scheletul membrului inferior propriu-zis de trunchi. Este format dintr-un singur os, osul coxal. Oasele coxale se articulează posterior cu osul sacrum, formând bazinul sau pelvisul, care este mult mai lat la femei comparativ cu cel al bărbaților. Scheletul membrului inferior propriu-zis cuprinde scheletul coapsei, scheletul gambei și scheletul piciorului. Scheletul coapsei este reprezentat de cel mai lung os din organism, femurul. Se apreciază că femurul reprezintă cam un sfert din înălțimea individului. Scheletul gambei este format din 2 oase, tibia, numită și fluierul piciorului, și fibula sau peroneul.
Scheletul piciorului este alcătuit din oase scurte, 7 oase tarsiene, 5 oase metatarsiene și 14 falange, câte 3 pentru fiecare deget, excepție face degetul mare, numit și haluce, care prezintă doar 2 falange. După raportul dintre dimensiuni, oasele pot fi grupate în oase lungi, de exemplu femurul, radiusul, oase late, cum ar fi omoplatul, osul coxal și oase scurte, de exemplu vertebrele, carpienele. Oasele sunt organe vii, sunt inervate și vascularizate. Rezistența și duritatea lor se datorează compoziției chimice. În compoziția chimică a oaselor, apa reprezintă aproximativ 30%, restul fiind substanțe organice, predomină oseina, și substanțe anorganice, îndeosebi săruri minerale de calciu și fosfor. Un os lung este alcătuit din 2 extremități mai voluminoase, numite epifize, și o porțiune centrală, diafiza, structura osului lung. Epifizele sunt acoperite de cartilajele de articulație. Interiorul lor conține țesut osos spongios, cu măduvă roșie, hematogenă. Diafiza prezintă la exterior o membrană conjunctivă vascularizată numită periost. Sub periost se găsește țesutul osos compact, iar în porțiunea centrală se află canalul medular care conține măduvă galbenă la adult, roșie la făt și cenușie la vârstnici. Între epifize și diafiză sunt prezente cartilajele de creștere. Creșterea oaselor se realizează până în jurul vârstei de 20-25 de ani, în grosime prin activitatea periostului, iar în lungime prin activitatea cartilajelor de creștere. Din cele prezentate anterior, să reținem importanța sistemului osos. Contribuie la menținerea stațiunii bipede și la realizarea mișcării alături de sistemul muscular. Protejează anumite organe interne. Reprezintă un adevărat depozit de săruri minerale, iar datorită măduvei hematogene, intervine în formarea globulelor sângelui.